Participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Broșteni din data de 3.10.2016. Din 15 consilieri locali convocați, sunt prezenți 13 consilieri locali convocați. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, baronul Constantin. Bună ziua! Vă facem cunoscut că prin dispoziția primarului numărul 288 din 23 ianuarie a fost convocată ședința ordinară în ziua de 03.10.2016, ora 16, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea baremurilor pentru determinarea sistem paușal al consumatorilor de apă pe categorii de consumatori din orașul Broșteni, județul Suceava. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și tarifele apă, canalizare epurare pentru orașul Broșteni. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 78 din 5-11 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiție extindere iluminat public strada Ion Creangă și aleea Prințul Nicolae din orașul Broșteni, județul Suceava. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 23 din 18.03.2016 privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei 1 la HCL numărul 11 din 2016 privind aprobarea listei partidelor de natură de produs pentru anul 2016 constituite pe suprafața de fond forestier administrat de ocoalele silvice Broșteni și Crucea, aprobarea volumului brut al masei lemnoase și destinația acesteia și aprobarea prețului de pornire a licitației publice pe ficiuri organizate de Rom Silva, prin aprobarea volumului brut al masei lemnoase și aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către persoane fizice și instituții publice. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL numărul 12 din 2016 privind aprobarea listei partizilor constituite pe vegetație din afara fondului forestier, adică păduni împădurite, pentru anul 2016, aprobarea volumului brut al masei lemnoase și destinația acesteia și aprobarea prețului de vânzare la persoane fizice și instituții publice prin aprobarea volumului brut al masei lemnoase și aprobarea prețului de vânzare al masei lemnoase către persoanele fizice și instituții publice. Doamna secretară ne-a mai dat niște solicitări care ar trebui să completăm ordinea de zi, care considerăm că urgențe. E o cerere a domnului Ionică Grigărescu, care în data de întâi eu azi casa, duminică seara, și solicită un ajutor acum în prag de iarnă ca să poată să aibă un instalat la iarnă. Să nu se mai degradeze mai mult decât este. Avem o adresă de la Direcția Silvică Suceava. O să vă încheiez o suprafață de teren, Ocolul Broșteni. Și încă două solicitări pentru lemn contra cost, tot din partizele care le aprobăm astăzi. Să încercăm dacă putem să ajutăm oamenii. Ce să ajutăm? Niște lemn, deci am solicitat. Și acolo se zice ce vrea? Nu, deci ei au dispus lemn și n-au unde pune. Și poți să temporar. Depozit temporar. Dar nu se scoase la licitație? Asta trebuie să discutăm acum. Da, discutăm. O să... Cine este de acord cu ordinea de zi? Este o greșeală acolo, la Mirela. O citit la... Ăla în administrare e o greșeală. Care? Vreau să pliez acolo? Nu. Da, la hotărârea cu administrarea și greșeală, deci prețul aici nu e către persoane fizice și instituții publice. Pentru scoaterea licitației. Pentru scoaterea licitației. Fără persoane fizice și... Da, aprobarea vreo brut. Deci, ai fără aia. Da. Tu ai scris în hotărâre, dar acolo nu e. Deci, da, este specifică, nu trebuie tăiată. Deci, cine este de acord cu cele
7 puncte pe ordinea de zi și plus, și plus, plus celelalte 4 cereri. Da. Solicitări. 13. 13, da? Punctul 1. Domnul președinte, înainte de a începe, ca să nu stau eu să vă încurc, vreau mai explicații. Cine desemnă din partea primăriei să ne ajute să încheie actele pe apartamentul meu? Pentru că aici, asupra cererii introduse de domeniul privat, adresa e falsă. Și am scos, la, acum vine la vata domnului, și am scos cererea și depusă de primărie prin primar. Și aici eu figurez ca parcel. Deci e apartament, nu e parcel. Și adresa este falsă. Deci pe strada Vistii nu este niciun bloc A5. Ăla e de Chelileanu și e adresa altuiva. N-are nicio legătură cu niciun birou. Păi asta trebuie să vii la primărie, nu la Consiliul Local. La primar, la primar, la secretar, doamna secretar. Păi aici scrie HCR. Da, da, e în baza unui hotărâri Consiliu. Deci păi da, și Consiliul Local nu are cuvânt aici de spus nimic? Doamna, la doamna secretară trebuie să te adresezi. Da, asta stați unul. Deci apartamentul care a fost în tabulat. Da, figurează parcel. Și încheierea e pe un birou care e inexistent, pe o adresă falsă. Deci, că eu nu vin deja cererea introdusă de domeniul privat orașul Bășteni, domiciliat în Suceava, strada Bistriței, bloc A5. Da, nu există. Clar că nu există, nu? Dar pentru ce apartament? Pentru unde stau eu, acolo. L-o cumpăra primarul de asta. Nu, dar... Trebuie să vii la doamna secretară cu ocupă de... Domeniul privat al orașului Bășteni, în A5. În A5. Domnul președinte. Doamna secretară s-o ocupă de... Dar nu acum. Deci, da. Că domnul sunt chiar doar să discutăm. Lasă-o să discutăm la urmă. Nu, că trebuie să o trimit în lăsar. Dar doamna secretară s-o ocupă de vânzări. O aruncăm de la doamna secretară, la domnul primar, de la domnul primar la OCP. Mirela, cine s-o ocupă de vânzarea apartamentului? Dați-mi o explicație, doamnă secretară, ce ai făcut. Aici scrie domnul Moldovin. Dacă am fost desemnat să mă duc să semnez anticontract, da, și am fost desemnat. După dumneavoastră, cine e desemnat? Să-l încheie. Cine e desemnat? Cine desemnează primarul? Să-l încheie. Cine desemnează primarul? Deci ne-am aprobat hotărârea. Bine, domnule. Păi da, deci ori merge. M-am să trage acte fals. Tot numai peste tot unii dau numai acte fals. Da, hai. Ar fi de loc, ar fi nevoie. Din discuțiile care le-am avut în Comisia Economică, cred că o să începem cu punctul 2 întâi. Păi, supuneți să avut dacă suntem de acord. Nu, nu, adică eu... Schimbarea... Se ia merge și cu punctul 1 în contează. Dar mi-am luat oricum cu punctul 2. Nu, nu, deviați punctul legiul. Să înțelegeți în adresa care privind hotărârile în mișcarea asta. Deci, proiectul de hotărâre privind determinarea pentru determinarea în sistem paușal a consumatorilor de alte categorii de consumatori din orașul Bășteni. Deci, în... acum, ca expunere de motive... Este. Nu, așa, dar... Mirela, este expunere. La mine. Expunere scrisă, mă știi, nu stic necesar. Nu am povestit nimic. Asta e mai discutat. Să știți ceva ce scrie în este la. Dar totuși așa nu era și știți. Doamna secretară, totuși ar trebui să-i dăm și un răspuns omului ăsta, că o să vină și o să-mi fac capul atâta. Eu până nu le citesc, să văd ce înseamnă, nu pot vorbi de rost. Deci trebuie să le studiez. Nu pot eu să dacă le văd, să-ți dau ție un răspuns. Păi eu, normal, ar trebui să vină și să vină. Dar nu așa o să vină de una nu, și... Nu este nicio problemă asta, nu înțeles el bine. Deci blocul este pe oraș, este pe UAT, nu-i pe stanghiță vorbă, că blocul și ala sunt o sumedenie de apartamente care sunt proprietari oameni. Deci blocul este pe oraș. Ce l-ai făcut bine? Pe oraș. Nu înțeles el bine, dar eu o să citesc, sunt de acolo și am să explic. Nu pot fi de rău. Așa vă dă seama, că la fiecare ședință vine nu, tot. Deci fiecare bloc trebuie întabulat separat. Blocul aparține orașului Broșteni. Și asta cred că este. Dar nu e nicio problemă. Deci blocul aparține apartamentul aparține blocul se întabulează pe oraș. Și după aia fiecare apartament se tabulează pe proprietar. Pe oraș și după aia vin proprietar. Și pe el la notariat, pentru că prezintă unul.
Da, întâi tabulez blocul. Nu două ori odată, dar își păstrează când merge pe proprietar aceeași carte specială. Nu trebuie să le tabulează două ori. Întâi tabulez blocul. Nu are două ori. Tot blocul. Nu știu ce l-am interesat. Pesul ca fața. Vine cu una, vine cu una și îți problemă. Cel care vinde, deci eu îți vin ție, îl întabulez pe primărie și prin actul de vânzare cumpărare și eu preiau și întabularea, să te mai fac din nou o dată. Dar nu l-au asta, nu l-au planificat. Nu l-au asta, nu l-au planificat. Prin contare, gata, am discat asta, am stabilit. Deci... Adică la comun. La comun. Deci la comun. Înseamnă la urmă. Da, explicați că știi lumea, că deci deja trebuie și înseamnă. Da. Nu, deci am o cantitate. Da, unde se consumă. Asta înseamnă să arătăm paușală. Adică stabilim că pentru o persoană e 6,3 metri cub. Pentru un consum, pentru o vacă e 3000 de litri pe lună. Pentru un porc e 1000 de litri pe lună. Deci când te duci la om, trebuie să-i arăți. În ce bază stabilești consumul lui? Stabilești consumul lui. La mașina dumneavoastră aici faci consum. Asta cu mașinile. Nu, asta e exact din lege. Deci dacă ai mașină și o speri acasă... Ai. Nu o să o la casă, o să o speri. Nu speri, dar așa e în lege. Așa e în lege. Asta este exact în lege. Asta e exact în lege. Din normativul ăsta. Doi ani. Aici avem noi în broștene. Dacă, deci, eventual, o putem scoate, dacă credeți. Dar am zis să fie exact ce e în legea. General, după aia trebuie să ne faci o hotărâri scontentă. Deci, asta e divină. Da, mă modificare, nu? Da. Deci, având în vedere că prețurile la apa potabilă și tarifele la canalizare vor crește în conformitate cu avizul ANRSC din 02-03-2016 privind stabilirea prețurilor la apă și a tarifelor la canalizare și epurare în orașul Doșteni și datorită faptului că majoritatea consumatorilor nu au montate apometre, este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu privind aprobarea baremurilor pentru determinarea în sistem paușal a consumatorilor de apă pe categorii de consumatori din orașul Doșteni. De asemenea, trebuie un termen de 6 luni de zile pentru ca toți cei care nu au montat de apometre, să-și monteze, iar până atunci să creăm cadrul legal pentru încasarea corectă a consumului de apă și a canalizării. Ținând cont de baremurile orientative pentru determinarea sistem paușal a consumatorilor de apă, pe categorii de consumatori prevăzute în anexa 1 la normativul cadru privind contorizarea apei și energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, aprobată prin Ordinul 29M din 93 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritorialului, s-a inițiat proiectul de hotărâre pentru aprobarea baremelor pentru determinarea sistemului ușal a consumatorilor de apă pe categorii de consumatori din orașul Proșteni. Deci noi acum avem anexa 1, în care pe fiecare pentru categorii, pe mașini, pe animale, pe locale, 8 puncte în anexă. Acolo cred că fiecare las. La ce tip? Domnul președinte, dar de exemplu să facem o casă care se presupune că are vacă, porc, mașină, cât îi stabilește prețul lui? Exact din ce declară om. Deci 6,3 metri cub pe persoană. De. Și după aia omul zice că are, uitați, are 3 metri cub. Deci asta este până spune apometru. Dacă ți-ai pus apometru, nu mă interesează. Și prețul la 1 metru cub de apă, prețul la 1 metru cub de apă la punctul 2. De-aia este la punctul 2. 1,95 și 1,58. Nu mai bine să întreb, că nu toată lumea știe. Am scăpat ceva de aici, am impresia că am scăpat și ar trebui... Oamenii sunt mai multe și pe ei. Era pentru școli, dar nu știu cum de-am scăpat. Dar doar o copiară cea de aici. Dar ți-am dat legea ție. Rămas la timp. Este școală aici.
Cine stabilește totalul de consum și cum se stabilește? În funcție de un câte vreau să știu și cum se stabilește totalul de consum de la firma care administrează apa. Are apa metru? Absolut. Unde? Nu, tu știi? Da? Nu. Deci, la instalație nu e ok. Mă refer la consumul de la blocuri. Nu are. Deci, se stabilește un sistem paușal. Exact cum am stabilit mai da, n-ați înțeles ce am întrebat eu. Am întrebat cum stabilești totalul de consum apele aici? Apele românii ne stabilesc, deci vin apele românii și ne stabilesc consumul în funcție de orele de funcționare de la pompă. Am înțeles. Deci, în funcție de orele de funcționare de la pompă. Asta, 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 pompa trage atâția litri pe minut? Deci noi plătim la apele române apa consumată în funcție de debitul, în funcție de orele de funcționare la pompele. La pompele care bagă apa. Da, ok. Am înțeles. Asta vreau să da. Pentru că o să fie care întreabă ăsta alea, că cum stabilești tu, da, cum stabilești tu totalul de consum? Cât tu mi-ai iei bani, da? Dar de unde știi cât s-o consumat? Și uite așa, omul știe, da, ori funcționare la pompă, oricât debit de care de deci, ar fi bine ca în termen de 6 luni, cum ai spus acolo, nou serviciu care se va crea, să pretindă celor, și ar fi bine și cei care folosesc apa să-ți monteze apometri pentru că o să fie mult mai ieftin. Vinile lui. Este mult mai ieftin. E scump apometru de... Da, dar s-a mutez. Dar s-a mutez. În cazul în care se cheamă firmă și face lucrarea pentru toată lumea, este mai ieftin decât dacă chem tu numai tu. Dar bineînțeles. Așa ar trebui stabilit. Așa ar trebui stabilit. Listă cu fiecare care e branșat la apă și cât costă pentru fiecare. Că oricum o să fie mai ieftin la toți. Absolut. Din cantitatea mare de apă. Aici e vorba de cei care sunt legați la sistemele de alimentare cu apă de pe tot orașul. Care da, au da, bineînțeles, care trasă a lor separată. Da, 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 ok. Sunt oameni care au pus care sunt la sistemul de centrale. Da, da. Deja e consumul. Bun. Da. Cine este pentru... 13. Da. Trecem la punctul. Stai, dacă sunt semnesc cu orice. Punctul 2. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și tarifele de la canalizare și curare. Tarifele de ulei metri cub de persoană pe lună. Cu cât ai în casă? Nu, de o persoană singură. Ori 1,95. Azi ia pe casă sau pe persoană? Este pe lună. 12 lei pe lună. Apa și canal, dacă are și canal. Dacă are și canal și mai este... E tot 6,3 lei. Deci undeva utilității sunt undeva la 20 ceva de lei. E 22 de lei pe persoană. Apa și canalul e 22 ceva de persoană. Deci o familie de 3 persoane. Au spus 22 de lei de persoană, 3? 76. 76. Și acum plăteam 60, că eu sunt da. În situația no, de 3 deci persoane. Zis, așa, deci eu plăteam 60, voi plăti 76. La două persoane plătea 20 cu 10, 30, nu, 20, 10, 20. Nu, la două persoane două persoane era 10 cu 10, 40 de lei și acum o să plătească 54. 22,44 și cu 10, 54. Deci cu 14 lei mai mult, iar o persoană va plăti cu 12 lei mai mult. Da. Hai să luăm următorul. Deci aprobarea mai bine zis o majorare cu 12 lei. Da. Va fi. 12, 14, 16, 18 lei. Deci trebuie să se mărește în funcție de persoane. Da. Că avem cealaltă hotărâre unde scădem pentru gunoiul, scădem era 10 lei de persoană. Acum va fi 10 lei de familie. Acum va fi 10 lei de familie, exact cum e în tot orașul Bășteni. Pentru asta am făcut chestia, da, ca să nu se ca să nu se crească prea tare, adică să nu se simte creșterea apei. La unii și la alții deloc. Da. Hotărâre privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și tarifele canalizare curare pentru orașul Broștin. Unde îți spune da.
deci expunerea de motive. Prin adresa 4637-16-9-2016, acolo Departamentul de Gospodărie Comunală Locuative din cadrul Primăriei Orașului Broșteni, se solicită modificarea prețului la apă și modificarea tarifelor la canalizare curare pentru a asigura acoperirea costului justificat economic al furnizării, prestării serviciului, furnizare, eficiență și în siguranța serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației. Potrivit articolului 2 din legea 224/2015, pentru modificarea și completarea legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, numărul 241/2006, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrative publice locale vor proceda în conformitate cu dispozițiile articolului 19, alineatul 2 din legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată cu modificările aduse de prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului, după caz, a președintelui Consiliului Județean, în servicii de interes de specialitate a primarului, după caz, a președintelui Consiliului Județean, și în servicii de interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene. Acestea fiind primul pas, adică stabilirea prețului, astfel încât noul serviciu să poată funcționa fără subvenții de la consiliul local. Totodată se dorește descurajarea consumului excesiv, garantarea respectării autonomiei financiare a serviciului, care va crea asigurarea furnizării, prestării la nivelul indicatorilor de performanță, realizarea unui raport de calitate cost cât mai bun pentru serviciul prestat, asigurarea exploatării, întreținerii și administrării eficiente a infrastructurii aferente serviciului și a bunurilor aparținând domeniului public al orașului Broșteni. Având în vedere prevederile articolului 35 alineatul 8 din legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare numărul 241/2006 republicată, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor, tarifurilor pentru serviciile de apă și canalizare care se furnizează, prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă, extinde din alte surse de finanțare decât cele menționate la alineatul 2, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrative teritoriale sau, după caz, respectarea mandatului încredințat prin hotărâri ale adunării generale ale asociațiilor de dezvoltare intracomunitară, cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și canalizare în baza avizului de specialitate eliberat de ANRSC. ANRSC a acordat avizul numărul 4040-4269 din 2-3-2016 privind stabilirea prețurilor la apa potabilă și stabilirea tarifelor de canalizare epurare în orașul Broșteni, județul Suceava, de către compartimentul gospodăriei comunală și locativă din cadrul primării orașului Broșteni. Deci ați văzut avizul care s-a dat, de la data avizului, deci noi aveam termen de un an de zile, de la data apariției legii, într-un an de zile noi trebuia să facem demersurile pentru a obține avizul și să stabilim noi de prețuri. Asta probabil ar fi trebuit mult mai demult pusă. Nu, la 1 august trebuia să... Da, la 1 august trebuia să fie pus, pus în aplicare. În aplicare. Și acum noi, în hotărâre... Nici ANSC-ul nu ne-a dat... Să intre în vigoare cu data de... 1.11. Da, și în cursul lunii octombrie trebuie să venim cu hotărârea de transformare a serviciului în serviciu cu personalitate juridică. Probabil în încercarea de a funcționa serviciul, el trebuie să-și ia cui, să-și ia de asta pentru TVA. Da, deci urmează toate... Încercăm ori de la 1 decembrie sau de la 1 ianuarie să intre, să aprobăm organizarea asta de funcții, buget. Deci urmează o serie de hotărâri pentru înființarea serviciului care înseamnă. În mod normal, el ar trebui să fie autofinanțat, acest serviciu. Da. Deci, dacă noi, tarifele de ANRSC-ul au dat prețul la apă potabilă pentru calculațiile care și-au făcut lor, ei. Deci noi am trimis toate datele
pe un an de zile, adică 2014-2015, la NRSC, tot și energie electrică, combustibil, materiale, tot ce s-a consumat într-un an de zile. ANRSC ne-a stabilit un preț, avizul pentru prețul respectiv, a durat un an de zile ca să ne dea avizul. A venit și tot ne-a mai cerut date și iarăși ne-a cerut, dosarul e cam atât de gros, se află la contabilitate. Deci, aceste prețuri și tarife, respectiv 1,95 pe metru cub, sau 1,58 pe metru cub de raționalizare. Și gazul ăsta aici va fi și pe asta este pe fără teren, nu? Da, deci am trecut prețurile. Vedeți, dacă vă uitați în aviz, în aviz spune că prețurile sunt fără TVA. Prețurile tarifele menționate sus urmează să fie aprobate de către autoritățile publice locale implicate. Așa, nu. Păi deasupra. Deasupra. Nu conțin TVA. Da, da, da. Prețurile de apă, așa, epurare, nu conțin TVA. În momentul de asta ne fim plătitori de TVA. Dar noi dăm hotărârea, în viitor o să fie plătitor de TVA. De aia ne-am pus... Asta a vrut să trebuie. O să fie serviciu, o să fie societate. Starea serviciu va fi separat de primărie. Nu. Se va separa. Va fi în subordinea Consiliului Local. Ori un serviciu în subordinea Consiliului Local. Și prestarea cine o va face? Serviciul respectiv. Va avea o organigramă în care va avea un șef de serviciu, un contabil și actualii compagini și toată structura care se transfere, o să funcționeze exact cum funcționează spitalul. Exact. Spitalul este în subordinea Consiliului Local, are manager, și angajați. Noi nu o să mai putem să dăm bani la actualul serviciu decât pentru dotări. Adică pentru investiții, nu putem să dăm ceva dar, mizeri, deci sau reparații. Noi le dăm în caz că nu bumbere din ce câștigă ei. Deci ei dacă nu reușesc să se încadreze cu prețurile astea, trebuie să facă din nou la NRSC, să dea toate date, să recalculeze prețul, toate cheltuielile sunt în baza lor să facă prețul. Cu alt preț. Următorii prestatori care vor veni, dau un exemplu, asta ar însemna ca toți să fie specializați în așa ceva, în pompagii, în... Nu, sunt exact se despart de... Deci ei sunt în subordinea primarului, este un compartiment în subordinea primarului, fără personalitate juridică, adică nu are... Cui nu are... El funcționează în subordinea primării. Deci, Vici, el se transferă în subordinea Consiliului Local cu personalitate juridică. Înțelegi? Da. Cine este pentru? 13. 13. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. Deci, se dorește rectificarea HCL 78 din 5.11.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale. Deci, numai un capitol, capitolul 8 din anexă, punctul 13 și 14 se modifică și va avea următorul cuprins. Din anexă. Taxa pentru colectarea gunoiurilor, menajeri persoane fizice, 10 lei pe lună de familie. Dacă până acum era deci până acum era pe persoană la blocuri, la sat era 10 lei de familie. De familie. La blocuri și acum s-a uniformizat toate familiile, nu contează fi la bloc, pe la sat, 10 lei pe lună de familie. Deci, în ideea că de la 1 ianuarie să dăm o taxă de salubrizare pentru tot orașul, care să cuprindă 10 lei de familie pe tot orașul, în care nu efectiv că duci gunoiul, așa, trebuie salubrizat, inclusiv cursul de apă, toată lumea aruncă gunoiul pe margini alte, pe așa. Deci eu nu am contract. Deci părerea noastră a fost, și dacă o să fiți de acord cu dumneavoastră, este că taxa să fie la taxă și impozite, de salubrizare. Să se adună la taxă și impozite de două ori pe an, o dată până în iunie, o dată până în octombrie, să se poată plăti, să fie tot 10 lei de
persoană, numai nu o să scrii 10 lei de persoană pe lună, o să fie 120 de lei pe an. 60 de lei până în iunie și 60 de lei până în octombrie. Și nu îți mai dai echitanță în fiecare lună, vii singur la taxe și impozite și îți plătești 60 de lei până în iunie și 60 de lei. Cum ar fi curentul cu televiziunea? Când te duci pe din impozitul, să lua banii și pe... Da, e ok. Da, deci, în discuțiile cu Curtea de Conturi, așa ne recomanda și Curtea de Conturi să procedă. Iar apartamentele care acum, chiriile pe apartamente care până acum se plăteau la serviciu public, acum vor trece tot la taxe și impozite, pentru că ei trebuie să se ocupe de chirii. Da. La hotărârii aprobate. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiții pentru extindere iluminat public pe strada Ion Creangă și Alea Prințul Nicolae din orașul Broșteni. Deci la articolul 1 este stipulată o sumă de 204 lei, 876,9 lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de extindere. Toată strada Ion Creangă, de la intersecție de la Sana, până la poartă la Bărfoi. Da, exact. Și trei stâlpi, din ce am văzut pe schiță, pe Prințul Nicolae. Trei stâlpi pe Prințul Nicolae și doi la către biserică și doi în parc. Da. Doi pe stânduța care merge la biserică, doi? Da. Sau trei, sau unul la... Doi exact pe parc. Da. Ce e mie? Ei, ce-ți poate? Care își poate? Aici e platul la secția de copii. Cred că asta e școala. Uh-huh. Deci eu consider că toată lumea este de acord să modernizeze. Dar bineînțeles toată lumea. Deci nu suntem la dar. Numai că eu, cel puțin eu personal, cred că domnul Molodenski știe, este proiect tehnic făcut pe nu. Deci este care stabilește numărul de stâlpi pentru... Nu, este devizul care l-ați văzut. Devizul. Pentru ca să facem un proiect tehnic, ar trebui să dăm 100 de milioane. Deci am preferat să facem un deviz și, cum vedeți, o planșă de tot de bun. Deci asta să nu, deci nu înseamnă că noi aprobăm un deviz. Deci noi aprobăm că suntem de acord. Deci eu consider, vă spun ce este. Deci, ziceți așa, se aprobă valoarea estimată, conform devizului de lucrări, fără TVA, 204.876. Asta aprobați, ca să știți ce aprobați. Deci valoarea estimată. Asta nu înseamnă că e și valoarea pe care se bun. Că se va fi... Da, nu. E posibil să fie mai puțin sau... Ideea este. Deci noi aprobăm. Mai mult nu scoate. No? Mai mult se poate că valoarea maximă. Din valoarea maximă. Dar contează foarte mult. Dacă se merge cu încredințare directă, deci asta nu e transparent. Sau că spate noi la licitație. Deci noi suntem de acord. Suma, dar de suma e sub pragul. Nu, stați un pic. Deci domnul, cu încredințare directă? Domnul, se vor lua din SEAB firmele? Nu mai un pic. Da. După părerea tuturor, cred că părerea mea ar fi, ca să chemăm 5-6 societăți, că eu și eu particip la licitație, care dă mai puțin la ea licitație. Da. Nu s-o dau cu încredințare directă. Am putea câștiga niște bani aici. Da, se poate face și la jumătate. Deci prețul ăsta nu e la probă. Dar poate să valoare maximă. Și domnule, eu noi la probă, dar cu care să fie limitat. Dar cum mai puțin cu atâta bani? Și să nu câștigăm diferența aia de bani, să câștigăm să ne dăm acel model, deci pe am uitat noi lucrarea asta, în conformitate cu legea care spune acum, trebuie să o punem în seamă. Da. Și alegem din SEAP, sunt firme, putem să alegem 2, 3, 4 firme care
le invităm. Ce vezi în cuadru de să fie preț. Cel puțin cât mai multe cotele. Și compartimentul care se obișnă. Trebuie să știi da niște bani acolo. Deci eu, același model de strip de fontă, ți-l toarnă la comandă, cum vrei. Și ți-l scoate în 30 de milioane. Eu, din câte știu, strip este luat de la o firmă din Brașov. Deja ați cumpărat? Nu. Deci, au fost exact ceilalți care au luat. În locul dumneavoastră, când ați face construcție, n-ați face la fel, ați căutat la 5 societăți să vedeți unde mai este? Deci, nu se înțelege. Dacă îl găsim, mai e pe internet. Nu, dar găsim modelul ăsta. Deci, îl găsim cu preț exact pe internet, putem duce. Nu e... Interesul nu este meu să mă duc să caut. Interesul vine societățile să-și caute. Nu, dar trebuie să le anunțăm. Dacă le cerem cu stâlpul ăsta, el trebuie să vină cu oferta pentru stâlpul ăsta. Deci nu poate veni cu altă ofertă. Și el îl ia de la altă firmă, că nu-l... Acum, hai să vă spun încă o chestie care nu înțeleg eu. Și nu mi se pare foarte... Deci, această aprobare, ăla care îți vinde stâlpul, tot ăla face și montajul? Nu. Deci... Nu e obligatoriu. Aici nu e obligatoriu. Nu. Bun. Nu. Deci stâlpii sunt de la o firmă. Sunt două chestii. Nu e aceeași firmă. Nu. Deci să se scoată la licitație. Lucrarea și lucrarea și stâlpii. Nu. Sau lucrarea cu totul mai bine. Eu vin ca societate, vin la primărie și, domnule, lucrarea asta costă 2 miliarde, eu fac 1.700.000.000. Suntem care societate vine sub prețul meu? Și nu te interesează de unde eu materiale. Dacă eu am venit cu 1.700.000.000, nu, asta este. Dacă eu am venit cu 1.700.000.000 și ofertele sub mine, nu-și permite nimeni să ia, atunci eu am lucrare. Eu aici vreau să specific o chestie. Cum s-a făcut din colo? Numai un pic. Primul tronson care s-a făcut, stâlpii care descurșină... Cine o cumpăra asta? Numai un pic. Stâlpii... Deci cine a venit, cine a luat lucrarea, o cumpăra și stâlpii. Nu a venit. Deci nu am pic, dacă să vă explic. Prima dată s-a scos la licitație centru civic, da? Atunci s-a scos la licitație complet. Și iluminatul și pavel. Și au venit două firme. Ei, după aia s-au mers separat. Pe iluminat separat și pe pavel separat. Da, pentru ca stai să spun de ce. Ca să putem face mai mult pe pavele, că codul CPF separat. Sunt de acord exact ce așa. Deci prețurile din când s-au luat pe licitație, sunt comparabile cu prețurile care sunt acum. Deci dacă ne uităm, nu e... Sunt două lucrări separate. Iluminatul e aparte, pavelul e aparte. Deci poate să vină patru societăți, poate să fie același societăți care să iei lucrările, dar două lucrări separate. Da, dar eu vreau să spun că prețurile din deviz și prețurile cu care am lucrat, prima dată s-au scos la licitație. Deci prima dată, când s-a făcut în fața casei de cultură, atunci a fost scos la licitație. Da. În continuare, prețurile în deviz și în continuare sunt respectate față de prima licitație care a fost. Deci nu sunt umflate. Asta vreau să știu. Dar o societate poate să fie lucrări mai mici ca să poată suma prea mare. Fiind codul CPV separate, am preferat să mergem... Domnul președinte, deci toată lumea e de acord. Da, toată lumea este de acord, dar acum... Chestia să fie scos la citație, să fie patru și acum mai există o chestie. Stâlpii îi cumpără primăria? Nu. Dar cel care... Ei trebuie să primăria. Prima dată la început... Deci noi licitați să scoatem cu totul montaj, cu totul. Corect. Asta vreau să fie scoat montaj. Unul vine cu stâlpii și unul vine cu banote rari. Nu vin amândoi. Deci ăla care... Unul singur. Ăla care face lucrarea. Ăla care face lucrarea. Hai să vă dau un exemplu. Podul de la Reșu. Dar noi spunem că vrem stâlpii. Au fost ca la o firmă din 20 de miliarde. Eu pot să vină că se facă și l-au zis că își permite să o facă cu 20 de miliarde. Deci, cine a câștigat 5 miliarde? Plătitorul. Și noi poate mai câștigăm niște bani dacă suntem serioși și invităm firme de profil adevărat care vor să facă treaba asta. 300 de milioane dacă câștigăm de acolo, dar sunt bani. Nu să... Facem ceva. Bineînțeles. Deci numai cu condiția asta.
Să deci asta se spune procedura. Să fie înțeles specificat în... Nu se scoate la licitație. Deci nu ai cum, da. Conform legii... Nu să bagi în SEA. În SEA, da. În SEA. Păi da, SEA. Deci loc de transfer de făcute... Procedura este procedură. Da, știi procedura. Deci nu poți să trebuie obligat să contra legii. Adică până la... Trebuie pe o anumită sumă să nu se scoate. Să pune în SEA și să faci... Este procedura în SEA. E procedura să poți să faci. Ce spune dacă eu sunt cel ce plătesc. Eu îmi chem patru societăți, nu da, dar nu scoate la licitație. Nu scoate la licitație. Să faci din cer, conform legii, cu cerere de ofertă, scrie în procesul verbal. Da. Și atunci, asta hotărârea. E corectă hotărârea. Hotărârea a făcut-o Lucian, așa trebuie să arate hotărârea. N-am făcut-o eu, Lucian. Da. Deci, hai, stați așa, îl putem suna pe Lucian să-l întrebăm? Deci să nu aprob ceva care să-l sunăm pe Lucian. Deci, domnule, poate să vină patru ofertanți la lucrare. Noi suntem bucuroși pe chestia. Deci să scrii pe SIAP și văd. Păi, nu? Deci nu se pare ceva normal. Păi da. Domnule, nu 300, 200 dacă îi câștig, sunt banii primăriei. Dar cum? Nu, deci trebuie să mai clar bani. Completăm un articol. Trebuie evaluată și calitatea. Degeaba vine firma și îți face o ofertă cu 35%. Domnul Bogdan, după ce vine și vine ca ofertată, și anul care a simit, se poate face un contract. Un preț corect îți spune calitatea. Dar nu înțeleg. Fiecare cum se face calitatea și cum se contractează lucrarea. Contractarea lucrării, respectiv, va fi făcută cu trângere de ofertă. Exact. Cu respectarea 1134. Spuneți mai tare, domnul Fie, că nu prea aud aia. Prima dată. Filmați acolo, da. Da, că l-am și avut la Casa de Cultură. Noi am găsit el, eu cu primarul am cerut, i-am spus și ați la firmă, de aia vreau să pune. Deci a fost o alegere greșită, că ați făcut mostru, trebuia să scutați ceva pe de la... No, dar nu fi sigur că o să fie o singură firmă. Dar aici sunteți de acord că putem și să nu mai face. Acum de asta nu am pus nimic, dar asta e ok, doar că Atribuirea contractului se va face prin în conformitate cu prevederile legii 98/2016. Așa, mai departe. Prin solicitare de ofertă. Ok. Și selecție. Prin solicitare și selecție de ofertă. Corect. Selecție de ofertă prin SEA. Prin sistemul electronic de achiziții publice. Așa scrie. Nu, scrie sistemul electronic de achiziții publice. Dar scrie sistemul electronic de achiziții publice. E bine. N-ați putut să sunați la ședința trecută pe Lucian cu completarea. Dar până în 19 avem timp să demareze. Cu completarea. Deci asta o să vină articolul 4. Deci asta e conform legii. Asta e conform legii.
Privind modificarea HCL 23 din 18-a 3-a, privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună. Deci, în 18-a 3-a 2016, înainte de alegerile locale, a fost aprobat referendum. Nu s-a ținut și acum se vrea din nou. Referendum. Acum, doamna Mirela, cred că a spus... Da, eu am socotit, era în decembrie, cădea odată cu cealaltă alegeri parlamentare și nu aveam voie. Dar am discutat cu domnul Mihai și totuși la data 15 ianuarie tot nu-i chiar corect. Se poate amâna mai în primăvară. Deci, noi din comun acord putem pune altă dată aici. Păi nu. Asta e. Deci banii pe anul ăsta sunt primi. Pentru anul ăsta sunt, dar noi avem bugetul de an. Nu știm cum va fi bugetul. Da, dar odată ce îi dăm o hotărâre, noi o să vrea să se prindem banii. Deci, îi prindem pe bugetul lor. Da, obligatoriu. Dacă îi dăm o hotărâre, în anul viitor, suntem obligați ca... Și așa trebuie să-i prindem în bugetul de anul viitor, din 15 ianuarie. Din 15 ianuarie, tot trebuie prins. Nu trebuie să-i prindem în bugetul. Haideți să vedem, că și 15 ianuarie se pare... Mai consultăm populația să facem un referendum. Să facem un referendum. 15 ianuarie oamenii o să fie acasă, că după Reveleon o să fie... Deci, da, stabiliți o dată oricare, nu contează. Da, hotărâți altă dată, spuneți acum, Mirela, uite un calendar. De exemplu, de Dragobeti, că atunci toată lumea e acasă. 11, de ce nu e oricare? Dacă vreți altă dată, puneți altă dată. Domnul președinte, spuneți o dată. Și voi sigur suntem de acord cu dumneavoastră. 30 februarie. Da. Dacă mergi în urmă, dacă mergi în urmă, nu, domnul Bogdan, nu crezi să luăm în urmă. Nu lumea din casă. Nu să fie pondere. Interesul nostru, dacă este să facem referendum, deci trebuie să fie prezență la vot, ca să fie valabil. 36% să iau dar de vot. Dacă nu vin nici 36%. Să nu pățim doar la dacă nu, mai să luăm un cel timp. Dar haideți să luăm un haideți să vedem consultativ așa să cam când ar fi lumea, mai mulți acasă și dacă are și lumea. Nu, dacă să nu mai dacă nu-ți ori 30 de ani, dar nu mai amânăm la ca omul să fie acasă, să nu fie acasă. Tot ce trebuie de vot, trebuie comandat. Auziți, câștigăm în aerea de aici, așa să nu are să ne și gata. Mai ales deja prins. Vă sunt două probleme, bun așa. Deci data chiar așa era singura problemă, să nu fie ca un pic, da? Trebuie că e vorba că ia, dar e omul dacă are de votat tot ies. Sigur, dar normal.
facem un foc la fața de pășură și visăm acolo. Când e mulțumim, sunt campanii. Nu vorba din campanii, Bogdan. Bogdan, un proces. Trebuie încercat să vedem dacă lumea își dorește cu adevărat. Exact. Poate este 80%. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei numărul 1 la HCL, numărul 11 pe 2016, privind aprobarea listei partidelor de natură de produs pentru anul 2006. Dar ce mai sunt? Potrivite pe suprafața de fond forestier administrate de ocoalele silvice Crucea și Broștea, aprobarea volumului brut a masei lemnoase și destinația acestea și organizarea, aprobarea prețului de pornire a licitației în grice pe picior. Da, aici e vorba de două partide, deci 60 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
Cristian de la Valea acolo. Sub munte. Valea aceea, da. Acolo unde o scriură. Deci asta, prima partidă, o fost accidentală din primăvară și asta au căzut peste ea. Dar dați în celălalt, pe unde a căzut și la prima oară. Uite aici. El nu a fost Numărul ăla nu s-a mai 35. Mai este pădure. Deci asta, asta e în administrare. Deci asta e în administrare și deci mai e o nu vreau să fie bandier, că știi. Deci n-ai eu și să trebuie. Deci, ați văzut prețul. Nu m-am plic. Ați văzut prețul. 112 și 127, din cauza că este prea multă masă lemnoasă și nu are rost să mergem cu prețul mai mare. Prețul este și ok, domnul. E recomandat de Ron Silva. Este ok pentru că sunt... Normal, n-ai nu este o nici mare. Aici, deci sunt 1035 de ani. Să ajungi la 384 de metri. Este pădure foarte mică, este o celuloză, nici nu... Da, da, nici nu poți să ieși mult. Deci prețul ar fi ok. Cine este? 13. Toți, ea. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului privind aprobarea listei partizilor constituite pe vegetația din afara fondului costier, forestier, pășunile pădurite, pentru aprobarea volumului masei lemnoase și destinația acestea și aprobarea prețului de vânzare la persoane fizice și instituții publice. El mai are delegați. De numai la nimeni. Deci aici dacă vă... E tot de acolo. E tot de acolo. Uite 84 metri cub, numai că e pentru persoane fizice. Am zis că suntem și la persoane fizice. În prețul care l-am... E băgat 38 de lei manopera, adică scosul, care e prețul mediu de la ocolul Silvic Broșter. Dacă știți. Știți ce rugăminte mi-am, domnul Bădescu? Când vor fi la persoane fizice, cererile care vor fi depuse, să vină omul în ședință care vrea el. Deci cereri, câte cereri sunt? 10 cereri? Da, domnule, pentru ce trebuie? Pentru punte, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Știți, deci, că au plecat foarte multe lemnuri. Deci, doamna contabilă mi-a dat un regulament
ca să facem o hotărâre cu un regulament de aprobare și vânzare a masei lemnoase către populație și către agenții economici. N-am mai apucat să-l facem, dar avem un tip de regulament ca sperăm ca de la 1 ianuarie pentru 2017, pentru aici noua... Aici nu mai confruntăm cu o problemă. Pentru persoane fizice, dacă partidele depășesc mai mult de 20 de metri cu unii, trebuie societate. Nu mai trebuie să face o creație. Ați spus dumneavoastră. Deci este 38 de lei. Manopera pentru scos. Da. Și atunci firma autorizată. 38 de lei. Desemnează. Asta-i scoasă la prestare servicii? Nu-i scoasă la licitații la preț? Nu. Astea nu e. Deci asta e pentru persoane fizice. Am prins 38 de lei, care e prețul mediu pe manopera la scos, la Ocolul Sirtu, Broștet. Asta e prețul mediu. Deci ei au prețul ei de până la 45 lei. Nu scoate. Nu scoate, mă, Ocolul. Noi, primăria, facem contract cu o firmă care va scoate. Domnul Rodin, APV-urile este scoase pentru licitații pe picior. Nu. Deci nu suntem picior? Nu. Asta e... Cum vezi? Asta e prețul. De vezi? Deci 222. Dar de fapt să lucrezi cu ea. De ce nu că documentați în comisie? Hai de șopta trebuie. În foc, foc. Dar nu e comisie. De ce nu că documentați? Vedeți aici scrie 384. Deci asta va fi scoasă la licitație, nu? Nu. A, deci una va fi scoasă. Alea două vor fi scoasă la licitație. Astea două. Care am aprobat? De pășurea pădurită nu se scoate. De pe pășurea... Aici sunt două APV-uri, nu? Aici sunt trei APV-uri. Trei APV-uri. Asta trebuie să licitești acasă. Aia nu e. Asta e de pe pășuni împădurite. Pășuni împădurite o de la persoană. Am aprobat 100 și ceva de metri în ședința trecută. Nu Candrea, lui Ilișanu. Și asta e cu tot cu scos. Pe 384. Și o scoate o firmă și îl dă la celor... Da, da, da. Ne-am lămurit. Votați, hai. Toți. Cine se merge? De acord. Toată lumea.